Imediat după ceremonia de învestire, noul prefect al județului Buzău, Carmen Ichim, a dezvăluit jurnaliștilor faptul că a încercat să se familiarizeze cu situația din prefectura Buzău. Carmen Ichim a vorbit și despre prioritățile pe care și le-a trasat deja, dar și despre existența unor probleme pe care intenționează să le facă publice. Deci, cât am reușit să văd, cred că trebuie să deblocăm întâi Comisia Fondului Funciar de Fond Funciar, pentru că acolo avem multe probleme și multe probleme pe care le voi da publicității cu ce am constatat până acum și de ce sunt deficiențe și procese multe pe rol. Da? În al doilea rând, voi ruga toate serviciile publice deconcentrate să identifice problemele prioritare, astfel încât activitatea lor să fie către cetățean și să nu mai avem problemele acelea că n-am timp, nu pot, nu se poate. Da? Cu situațiile de urgență o să vedem, să preconizăm ce se poate întâmpla pe viitor astfel încât să nu ne prindă nepregătiți și să acționăm într-un timp destul de scurt. Iar cu unitățile administrativ-teritoriale știți foarte bine că în mediul rural este greu, nu avem apă, nu avem canal, nu avem drumuri, nu avem multe, nu avem școli. Trebuie să le identificăm ca și priorități și trebuie să colaborăm să rezolvăm problema aceasta de dezvoltare teritorială. De asemenea, Carmen Ichim a dezvăluit și numele celei care va ocupa, începând de astăzi, fotoliul de comisar șef al Gărzii de Mediu în locul său. Este vorba despre Lenuța Barac, o angajată cu state vechi în cadrul comisariatului buzoian. Comisar Barac Lenuța, care este în gardă din 2005 și are experiență. Și bineînțeles, garda va rămâne sufletul meu, pentru că știți că eu exercit cu caracter temporar o funcție publică, aceasta de prefect, un alt funcționar public. O primă întâlnire pe care prefectul Carmen Ichim o va avea cu șefii instituțiilor deconcentrate va fi mâine în cadrul ședinței de Colegiu Prefectural.